Acuzele dintre Rusia și Statele Unite au cunoscut un nou palier, un nou nivel. Este incredibil ce se întâmplă în această poveste și așa extrem de apăsătoare. Astăzi, după cum știți deja, negocierile din Antalya, dintre ministrul de externe rus și cel ucrainean, au părut mai degrabă un eșec și un pas, cel puțin, în spatele declarațiilor președintelui Zelensky, care acum câteva zile accepta în principiu ideea unui compromis teritorial. În acest moment, discursurile părții ucrainene au fost destul de tranșante, nu renunțăm la nicio părticică din teritoriu. În același timp, acuzele care exista tot felul de cercetări biologice sau de proiecte de dezvoltare a unor arme biologice în Ucraina, dezvoltate către americani în parteneriat cu cei din Ucraina, au cunoscut un nou nivel, în timp ce americanii acuză pe ruși că vor să vrășească atacuri chimice. Și asta crește nivelul de spaimă, de groază la nivel internațional. În România și așa există senzația că vreo 70% din populație s-ar putea muta din țară în caz că, Doamne ferește, se întâmplă ceva. Și nu vrem să dezvoltăm toate aceste componente ale informațiilor pe care le avem. Cert e că e un subiect sensibil și așteptăm noi elemente. Domnul Teodor Meleșcanu a făcut o afirmație importantă în calitate de fost ministru de externe. Dacă ar fi fost ministru de externe al Ucrainei, ar fi acceptat un compromis teritorial de dragul păcii, pentru că în acest moment, spune domnia sa, șansele ca Ucraina să mai învingă sunt minime. Adică Ucraina se îndreaptă spre pierderea războiului. Dar dacă e așa, domnule general, că ați dori să interveniți la finalul primei părți, și dacă Ucraina pierde războiul, de ce continuă operațiunile militare? De ce nu se concentrează mai mult pe diplomație? Conducerea Ucrainei, în frunte cu domnul președinte Zelensky, încă nu realizează că vor pierde războiul. Le e teamă cumva, dar încă nu realizează că războiul lor poate fi pierdut. Dar aș vrea să revin la subiectul laboratoarelor. Din punct de vedere al războiului imagologic... Poate că percepția la fața locului e alta. Deci, din punct de vedere al războiului imagologic, povestea laboratoarelor nu este un joc între Rusia și Ucraina. Este un joc exclusiv între Rusia și Statele Unite. Și asta pentru ca Putin propunându-și să devoaleze erorile de politică externă ale Statelor Unite. Bun, deci eu vreau să spun altceva. Nici Putin nu pare să fi câștigat acest război. Adică nici măcar rușii nu par să fi fost, apropo de faptul că Ucraina pierde acest conflict. Nici rușii, nici Putin nu cred că și-a închipuit că îi va lua atât de mult. Sau cel puțin asta e percepția. Nu știm ce planuri are. Așa spune toată lumea, dar eu nu știe nimeni exact. Totuși mă gândesc că dacă rușii au ajuns să recunoască oficial că sunt o mulțime de decese, sigur, nu la nivelul informației furnizate americani sau de ruși. Aici sunt niște chestii de ucrainieni. Aici sunt niște chestii interesante. Ucrainienii spun astăzi că sunt peste 12.000 de soldați ruși care și-au pierdut viața. În schimb, ONU spune că au murit 500 de civili. Americanii vorbesc de 6.000 într-o anumită sursă, deci, de 5.000 haide să comparăm, 4.000 în alta. Deci, o armată de sute de mii de oameni a lui Putin a omorât 500 de civili. Încă o dată este o cifră dată de ONU. Și nu e dată de cele două părți. Vreo 9 de copii sau 25 de copii. Deci, aceasta au murit 12.000 de soldați ruși și 500 de civili. Iertați-mă, eu n-am fost niciun război. Am mai citit despre războaie. Mie mi se pare că dacă armata rusă voia, ucidea până acum nu 500, ci 500 de mii de civili. Da. Cred că avea cu ce. Adică nu cred că nu avea nici gloanțe, nici tancuri, nici avioane, nici rachete necesare pentru așa ceva. Și cred că ar fi putut să țintească exact foarte multe maternități, foarte multe spitale. Deci eu asta cu 12.000 de soldați ruși, că eu aș lua-o cu foarte multă atenție. Eu nu sunt de acord cu teoria asta că Putin a fost încetinit și că nu i-a ieșit cum a vrut. De ce? Pentru că eu cred că dacă voia, putea să radă cel puțin jumătate în Ucraina până acum, ca
potență militară, dacă își propunea să nu țină cont de niciun element, exact, cum ar fi țintele civile sau... În ultima vreme am auzit foarte des teoria că armata rusă care a invadat Ucraina a fost slab pregătită, nepregătită pentru așa ceva, că s-au înșelat când au crezut că... Cred că este o teorie falsă. Și am să vă spun de ce. Generalii ruși pot fi crezuți oricum, dar că sunt diletanți în arta războiului, nimeni nu mă poate convinge. Deci nu din diletantismul celor care conduc intervenția în Ucraina, invadarea Ucrainei, s-a întâmplat războiul ăsta cu ritmuri foarte mici, ci din planificarea inițială a acțiunii. Deci ei au planificat o intervenție pe termen nu foarte lung, dar pe termen relativ lung, având în vedere că sunt războaie care se termină în 5 zile, în ziua de astăzi. Păi ăla din Georgia, au planificat intervenția în Ucraina pe un termen relativ lung, de câteva luni, și își desfășoară în acest ritm. Vezi? Și eu nu, mă bucur că domnul general confirmă, eu nu sunt specialist, eu am zis o chestie de bun simț ca spectator al evenimentului, am spus că nu, deci nici eu nu-i cred, totuși proști, cum teoriile, că n-au benzină, s-au rătăcit, nu știau unde se află, nu știau ce caută în Ucraina, nu? Adică eu chiar nu cred în și dronele dărâmate cu borcanele cu murături. E posibil că la nivelul unor soldați să existe și bun, sigur tineri, că da. Mult prea tineri deci, să existe eu nu și cred, confuzii eu nu de cred aceștia. Că o astfel de intervenție a fost făcută pe genunchi în care, hai, intrăm și în două zile cucerim Ucraina și ia ce să vezi, nu cred acest lucru, nici eu. Dacă pe mine cineva m-ar fi, cu forța m-ar fi pus să planific o intervenție militară într-un alt stat, nu mi-aș fi imaginat că ajung în 3 zile și nici nu m-ar fi mirat dacă ar fi durat 20 de zile. Și aș fi zis, ia uite ce surpriză. Vorbim totuși de un stat care are armată. Sigur că da. Ucraina chiar are armată. Sigur că da, numai că până în acest moment eu nu prea am văzut confruntările deschise între cele două. Am văzut civilii care au ieșit în fața tancurilor, am văzut clădirile bombardate, am auzit despre aeroporturi, unități militare și așa mai departe bombardate, am văzut tancurile rusești atacate cu drone, nu am văzut deocamdată ceea ce știam noi, războiul clasic, o confruntare între infanterie, tancuri și așa mai departe. Deci, repet, mă bucur că domnul general spune același lucru și anume că nu, toată această teorie despre slăbiciunea armatei ruse e făcută face parte din același arsenal de informații de război și anume pentru a-și mobiliza proprii luptători și populația civilă. Da, iată, fraților, rezistăm, iată că putem, uite, am omorât 12.000 de soldați ruși, da? Dar nu știu cât va ține, adică nu știu dacă asta va ține loc totuși de rezistență în fața armatei. Domnule Teodor Meleșcan. Am să vă spun o regulă a războiului. Și după aceea, pe scurt, vă rog ca să vorbiți cu domnul Teodor Meleșcan. Mă retrag. Ok. Când într-o unitate militară angajată în luptă se produc pierderi mai mari de 15%, acea unitate este scoasă din acțiune și trimisă în refacere. Deci dacă ar fi avut în vreo unitate rușii pierderi mai mari de 15%, o scoteau de acolo. Bun, atunci... pentru că vreți să vă retrageți. Un răspuns pe scurt. Cum credeți că se va încheia acest război? A spus că durează până luna mai, asta e percepția noastră. Acest război nu se poate încheia decât în două feluri. Unu, detronarea lui Putin pe trei posibile situații, pe trei vectori, nemulțumirea masivă a populației care își pierde fii, părinți, frați și joburi în conflictul din Ucraina, care se ducă la multe manifestații de stradă, dar asta singură nu poate avea succes. Ea trebuie combinată o posibilă revoltă în rândul generalilor care înțeleg dramatismul războiului și cu o posibilă revoltă în rândul bancherilor, în rândul bogătașilor din jurul lui Putin, care își văd afectate masiv interesele financiare.
Deci asta ar fi o variantă de încetare. O altă variantă, acceptarea de către Ucraina a celor trei cereri formulate de Putin. Neutralitatea și cedarea, recunoașterea Crimeei ca fiind componentă a Statelor Unite și independența celor două republici din regiunea Donbass. Bun. Domnule Teodor Meleșcanu, aveți o mega experiență diplomatică, am mai spus, nu are rost să revin asupra acestui lucru. Ați fost și șef al informațiilor externe. În acest moment, sigur că aceste întâlniri diplomatice nu au dat rezultatul scontat. Ne interesează cum vedeți, și a spus că Ucraina va pierde războiul. E important să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră din perspectiva, să zicem, a omului de informații sau omului care a lucrat în lumea diplomatică sau cu experiența în toate aceste teatre de negocieri. Situația Federației Ruse după acest război. Pentru că în acest moment pare că se izolează și, cum spunea și Radu, caută soluții pentru a nu mai depinde de nimeni, s-ar retrage într-o bulă, așa, personal. Cum va fi primită Rusia după acest război? Cum va fi Europa după acest război? Îi mulțumim domnului general pentru prezență. Da, o să mă retrag și eu, dar vreau să vă spun ceva. Deci, dacă vrem să discutăm serios, trebuie să înțelegem că, până la urmă, Rusia nu este atât de mult ocupată de Ucraina. Pentru Rusia este ceea ce înseamnă bătălia cu Occidentul, recunoașterea Rusiei, că în zona europeană și în zona asiatică este, de fapt, forța politică și militară pe care o au. Deci asta este un lucru deja foarte clar și de la sine. Bun, și asta ce înseamnă? Ce înseamnă recunoașterea Rusiei? Adică ce vrea Rusia? Pragmatic, strict, din acest punct de vedere. Pragmatismul lor, ei vor să aibă asigurată securitatea lor, întrucât NATO este considerat și văzut de toată lumea ca una dintre cele mai puternice alianțe militaro-politice din lume. Deci ei doresc să aibă, într-adevăr, posibilitatea de a discuta direct cu NATO, cu secretarul general. Asta este, de fapt, problema lor. Și aici și intervine iarăși chestiunea cu domnul general Bădălan, avea dreptate, cu faptul că rușii nu vor să aibă frontieră cu țările NATO. Sigur, se vor face presiuni într-un fel sau altul pentru unii, pentru alții, dar lucrurile nu se vor rezolva. Trebuie înțeles până la urmă că oricât de mult și oricât de groaznic ar fi războiul, este mult mai importantă să ai pacea. Sigur, și teritoriile sunt importante și accesul la tot felul de materiale, de minerale și așa mai departe, dar până la urmă, fără ajungerea la pace, lucrurile nu se vor mișca. Și atunci trebuie să înțelegem că e nevoie și de oameni care își au poate chemarea să intervină și să într-un fel să aranjeze sau să caute, să medieze între Ucraina și Federația Rusă. Bun, oamenii de inteligență au un rol foarte important în această perioadă, mai ales într-o perioadă de război. Vă dau câteva exemple, spuneam, despre oficialii din Comunitatea Americană de Informații, care au vorbit despre posibilitatea ca Vladimir Putin să folosească o bombă nucleară într-un oraș ucrainean. Și asta s-a întâmplat marți, au ieșit la rampă, mai mulți dintre ei, și spun așa, o concluzie este că Vladimir Putin este disperat să pună capăt conflictului din Ucraina, asta spun americanii, unii sugerând în mod particular că ar putea declanșa o armă nucleară tactică într-un oraș ucrainean pentru a-și atinge scopurile și că există acest risc. Asta este o afirmație a unor dintre șefii CIA, FBI, NSA și DIA. Și dau câteva exemple. Ei spun că 4.000 de soldați ruși au fost uciși. Deci, față de 12.000, cât pretind ucrainienii, au împărțit la 3. Asta spuneam și eu că mai mult... Asta înseamnă că probabil nu sunt mai mult de 2.500, dar oricum, 4.000.
Și iată declarații. William Burns, directorul CIA. Știți, doctrina rusă susține că trebuie escaladat până la dezescaladare, așa încât, conform doctrinei, cred că riscul e mare. Generalul locotenent Scott Barrier, director al Agenției de Informație a Pentagonului, a spus, Putin a investit în arme nucleare tactice. De asemenea, cred că atunci când spune ceva, nimeni, n-am văzut pe nimeni să vorbească asta în România, dar asta e adevărul. Asta ar trebui să-l ascultăm foarte, foarte atent și poate să-l credem pe cuvânt. Asta spun americanii. Bun, putem să privim cu rezerve anumite afirmații sau încheia războiului. Avril Haines, directorul Biroului Național Intelligence, a spus că săbile nucleare ale lui Putin nu pot fi ignorate și că este puțin probabil să fie descurajat de răspunsul internațional la invazia sa și, în schimb, ar putea escalada intensificându-și eforturile. Credem că Putin este supărat cu Occidentul unui acord de atenția cuvenită, apropo de ce spunea domnul Meleșcanu mai devreme, și percepe acest lucru ca pe un război pe care nu-și poate permite să-l piardă. Și vreau să mă întorc la această afirmație a lui Avril Haines. Este foarte puțin probabil să fie descurajat, în schimb ar putea escalada intensificându-și eforturile. Domnul Meleșcanu, este afirmația unui șef, șefului agenției de informații, nu, șefului biroului National Intelligence din Statele Unite ale Americii. În ce sens și-ar putea intensifica eforturile Vladimir Putin? Adică la ce ar trebui să ne mai așteptăm? Dacă observația sau afirmația este corectă. La ce ce n-am mai putea aștepta în acest război? Da, la ceea ce trebuia să făcută de la început, nu numai acum, vreau să spun că 3 ani în urmă a fost o reformă a sistemului Federației Ruse în funcționarea ei. Până atunci, cei care mergeau pe liniile directe, cum ar fi fost toate aceste servicii specializate în informații, care trimiteau la armată să încerce să le facă în diferite modalități care să fie utilizate ulterior. Acum 3 ani, președintele Putin a schimbat și a hotărât ca armata să fie cei care decid, iar organele respective de informații trebuie să se supună. Deci este o chestiune foarte gravă, pentru că vreau să știți, chiar în perioada războiului rece existau contacte între serviciile. Se spune că serviciile au aplanat criza rachetelor din 68. Acești oameni făceau și schimburi de informații. Nu că trădau neapărat, dar în discuțiile lor. Pentru a detensiona. Când devii rigid și rămâi numai a plecat domnul general, e numai de tip armată, dacă nu ai și organele respective care să se ocupe de informații interne, externe și ale armatei, atunci vă dați seama că lucrurile sunt cu totul altele. Dar ce înseamnă asta? Putin și-ar putea intensifica eforturile? Pentru că, iată, sunt 2 șefi de servicii secrete care nu exclud posibilitatea ca Putin să apeleze totuși la atacul nuclear, ceea ce mi se pare incredibil. La cine putem aștepta? Îl vedeți pe Putin capabil să facă acest atac nuclear? În orice caz, sigur, exercită prin ideea, mă rog, folosirea armelor nucleare, cum ne-a și anunțat, este presiune foarte mare pe Ucraina, dar și pe toate celelalte țări din NATO. Nu e doar numai pe Ucraina. În al doilea rând, însă, trebuie înțeles că există o diferențiere între armele nucleare. Sunt cele tactice și strategice. La alea tactice, haideți să spunem un lucru, că nu ne prea place să spunem adevărul. Să știți că în anul 1987 a fost încheiat un acord între Rusia și Statele Unite privind să numea forțele nucleare intermediare. Sunt utilizate pentru acțiuni pe teren, nu pentru marile rachete intercontinentale. Și la ora asta, ca să fie foarte clar, noi avem în cadrul NATO și pe zona occidentală, avem în Germania asemenea rachete cu capete nucleare, în Olanda,
în Italia, în Belgia și Turcia. Deci, evident că atunci când ai pe un alt partener cu care vrei să fii la egalitate, eu cred că Putin poate să facă orice. Nu are. Dacă e vorba, repet, numai de utilizarea acestor rachete intermediare. Dacă nu, ar trebui să vorbim data viitoare cu domnul general să ne explice ce ar însemna detonarea unei bombe de nucleare tactice, adică care ar fi efectul, impactul. Care ar fi impactul efectiv? Ce poate să distrugă o țară, două țări, trei țări? La ce să ne așteptăm? Ce înseamnă o astfel de bombă? O asemenea bombă este utilizată de către armată în experiment. Implicat lor în diverse sate. Deci, ce vreau să vă spun? Asta se fac, e foarte greu. Nu zic, dar cât de devastator este impactul? Dacă ar folosi, Doamne ferește, un astfel de armament, la ce trebuie să ne așteptăm? Ar putea distruge o țară ca Ucraina? Nu. Nici vorbă, nu. Este într-adevăr o explozie mai puternică. Gen Hiroshima, Nagasaki? Mai mic. Mult mai mică. Nici nu se compară. Așa, nici nu se compară. Dar, pe dar devastatoare, ca impact. Da, am înțeles. Bun. Îmi pare rău că pun aceste întrebări. Între termobarice și aceste rachete intermediare sunt aproape la fel ca putere explozivă. Am înțeles. Radu Hergeu, la final. Mai și radiații. Mulțumesc. Pe final. Bun, trebuie să... Deocamdată Putin nu pierde niciun război. Deci nu înțeleg de ce ar apela la bomba atomică. Sincer să fiu. Deci în acest moment sau asta nucleară. Indiferent. Deci nu înțeleg retorica. El n-a apelat la o ploaie de rachete cu care să radă tot în fața tancurilor, adică tancurile să aibă drum liber. Nu văd de ce acum, că nu, încă o dată, chiar dacă merge mai încet decât se aștepta el, deocamdată e pe drum spre Kiev. Singurul caz în care teoretic ar putea folosi bomba nucleară este dacă ar fi atacat de NATO. Da. Deci dacă NATO ar intra în război de partea Ucrainei, deci atunci s-ar putea, cred, sau ar deveni credibilă teoria că el ar putea folosi. În acest moment, așa cum decurg ostilitățile, nu văd de ce ar folosi și nu înțeleg de ce se discută despre lucrul ăsta ca fiind foarte posibil. Și chiar spre probabil. Deci eu în acest moment, încă o dată, nu văd niciun motiv, exceptând cazul și situația pe care văd că din ce în ce mai multă lume încearcă să o creioneze, că Putin e pur și simplu nebun. Deci este nebun și mâine dimineața s-ar putea să trimită bombe în toată lumea, că așa i s-a năzărit lui, că i s-a scurs botoxul sau ce altceva mai. Deci e posibil să fie nebun. Nu știu, nu l-am studiat, nu sunt specialist, m-am uitat la el la televizor, nu mi-am dat seama dacă e nebun sau nu e nebun. Întrebarea e, cu nebunii n-ai ce să raționezi. Deci cu nebunii n-ai ce să negociezi, cu nebunii nici măcar nu te duci la război. Da. Că știi că e capabil de orice. Și atunci, dacă tu încerci să induci în rândul opiniei publice din Ucraina, din țările din jurul Ucrainei, din țările din Europa, din Statele Unite, induci ideea că Putin este un nebun care e capabil de orice. Ce soluție propui pentru totuși încheierea ostilităților cu nebunul? Deci nu există nicio variantă în care statele acestea au venit happy end. Nu există un happy end. O soluție, asta facem noi ca să oprim nebunul. Deci dacă e nebun, repet, suntem toți pierduți. Că mâine se poate întâmpla absolut orice. Dacă nu e nebun, se pune problema, bun, cum negociem cu Putin, ce vrea, ce i-am putea da și cum am putea apela la bruma de rațiune pe care se vorba din pauză, un om care declanșează războaie nu e chiar foarte sănătos. Nu, da. Clar, dar în istoria foarte recentă a omenirii sunt foarte mulți oameni care au declanșat războaie. Da. Aduceți-vă aminte că vreau și eu să mă retrag. Încheiem emisiunea. De la bun început, atunci când a fost primul summit online între președintele Biden și președintele Putin, Putin a prezentat două proiecte de tratate. Primul, SUA-Rusia, SUA să garanteze securitatea Rusiei și viceversa, și al doilea tratat care a fost propus era între NATO și Federația Rusă.
aceste teme sunt pentru, erau la momentul respectiv când se discutau asemenea lucruri, erau teme fundamentale care țineau de securitatea existența global. Pur și simplu a Federației Ruse. Nu este global. Între NATO și Rusia, sigur că mai sunt foarte multe trepte, mai sunt și țările din... Am înțeles. Și de aici a venit nemulțumirea și lui Vladimir Putin, dar are și el o vină că n-a reușit să construiască acel sistem diplomatic în care... Sigur că, deci oricât de nemulțumit a fost, trebuie să omoare oameni nevinovați, adică nu trebuie să ajungă acolo. Adică e clar că și diplomația rusă a greșit în toți acești ani, că n-a obținut ceea ce a dorit și n-a găsit modalitățile prin care să negocieze cu americanii, dacă asta au dorit. Și au avut atâtea ocazii și oportunități. O variantă care să nu fi dus la această situație. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, Radu Herjeau, mulțumesc Teodor Meleșcanu, le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit și în această seară. Rămâneți cu Metropola TV, ne vedem luni de la ora 21. Nu știu ce să vă doresc, liniște, mai multă liniște în suflet și să sperăm că ne întoarcem cu vești bune după acest weekend, dar am rezerve după ce s-a întâmplat astăzi în Antalya. Rămâneți cu bine!